Turiștii care aleg Sibiul ca destinație de vacanță pot vedea cele mai importante obiective ale comunismului. Pornim de obicei din centru, Piața Mică sau Piața Mare, după care plecăm prin cele trei piețe importante, trecem pe la casa lui Nicu Ceaușescu, le arătăm acea casă, continuăm un pic, le arătăm câteva blocuri care au fost construite în perioada comunistă, inclusiv câteva găuri de gloanțe ce au mai rămas și revenim ușor în centru. La Sibiu, Revoluția s-a desfășurat mai mult în 21 și 22 decembrie 1989. Prin urmare, în acele două zile au murit destul de multe persoane în Sibiu, în total 99 și au existat peste 100 de răniți. În memoria acestor oameni s-a pus aici această placă. Bun, am ajuns acum pe strada Constantin Noica. În spatele noastră avem casa în care a locuit Nicu Ceaușescu între anii 1986 și imediat după Revoluție, după 90. Trebuie să menționăm poate faptul că casa, în timpul în care el a locuit aici, casa de lângă a fost aparținut tot de administrație, da. Respectiv în toată acea perioadă el avea foarte multe persoane care se ocupau de el. În zona în care se află Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu și Inspectoratul Județean de Poliție s-au auzit la Revoluția din 1989 cele mai multe focuri de armă. Pe fațadele unor blocuri și case au mai rămas urmele gloanțelor de atunci. Dacă o să vă uitați la blocurile acelea, vom vedea câteva urme de gloanțe, da, care au fost trase atunci în 89. Ideea este că noi suntem chiar în zona de Academie Militară, respectiv a Poliției, și acum mai este încă Poliția. Aici s-a tras destul de mult, au fost și victime și de o parte și de alta și civil. Să retrăiești paginile de istorie și după 20 de ani și în momentele respective e un lucru interesant. O lume veche îmi reînvie, nu câte au fost în vin în minte, ci câte ar fi putut să fie. Pentru un astfel de tur, turiștii plătesc 12 euro.